Oameni buni, pe micile balerine de la Opera Națională din București, le știți deja, au fost la noi chiar luna trecută când au dansat ca niște mici puișori de lebă, da, așa erau atunci, urmau să plece în Canada la un spectacol internațional. Ei bine, iată, micile artiste au fost în Canada, au impresionat pe toată lumea cu dansul lor și sunt acum aici să ne spună și ce alte planuri mai au pentru cariera lor. Așa că vă rog frumos aplauze pentru balerinele de la Opera Națională din București și pentru coregrafa lor, doamna Magdalena Rovinescu. Sărut mâna, doamnă! Bună seara! Felicitări! Mulțumim, mulțumim! Vedem imagini de la repetiții sau din America? Din workshop-urile din Canada. Din workshop-urile din Canada, pentru că ați fost în Canada, ați dat lovitura acolo. Da, publicul canadian, dar și publicul românesc, că e comunitatea românească, ne-au apreciat și acești copii au fost minunați. Au fost aleși membrii ai societății de academie, societatea de balet de dans din Baganova. Bravo, din Edmonton. Vreau să mulțumesc foarte mult pentru sprijinul acordat Primăriei Capitalei, Centrului de Cultură Proedus și vouă. Mulțumim mult de tot. Și vreau să vă spun că suntem invitați acum pe Broadway, la New York. Altă viață, mă, altă viață. Și, deci a fost suficient ca balerinele să se ducă o secundă acolo, să demonstreze cât de tari sunt și să fie din nou invitate. Și vreau să vă arăt cu ce ne-am prezentat în fața publicului acest dans, Ciocârlia, care îl dansează extraordinar aceste minunate fetițe. Felicitări, copii, sunteți foarte talentați. Pe repede, înainte că n-avem timp, numele și vârsta ca să vă cunoască cel mai bine și cei de acasă. Sunt Ariana și am 8 ani. Mulți înainte! Mă numesc Delia și am 12 ani. Sunt Ileana și am 11 ani. Mă numesc Ioana și am 10 ani. Mă numesc Daria și am 12 ani. Sunt Daria și am 11 ani. Mulți înainte! Mă numesc Ana și am 9 ani. Mă numesc Adela și am 10 ani. Și sunt puțin răgușită. Mă numesc Daria și am 8 ani. Sunteți foarte tari, felicitări, succes și vreau să vedem dansul ăsta pe care l-ați pregătit. Mulțumim. Oameni buni, micile balerine de la Opera Națională din București, cu ele închidem emisiunea de astăzi. Vă dorim o săptămână minunată, ne vedem pe Instagram, Cătălin Măruță, și mâine la ora 3 aici la serviciu. La revedere!